Inspectoratul școlar județean Călăraș monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din județ. Prin urmare, în data de 29 octombrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, se înregistrează următoarea situație – 254 de unități de învățământ se află în scenariu 1, ceea ce înseamnă participarea zilnică față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară. 34 de unități de învățământ în scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică față în față a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a 8 -a și a 12 -a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială prin rotație de una două săptămâni a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție. 15 unități de învățământ se aflau în scenariul 3 sau scenariul roșu, așa cum este cunoscut, ceea ce înseamnă participarea tuturor preșcolarilor și a elevilor la activități online. Cele 15 unități de învățământ aflate în scenariu roșu în județul nostru sunt Școala Gimnazială numărul 1 Fundeni, Școala Primară numărul 2 Fundeni, Liceul Alexandru Dobescu din Lehliu-Gară, Liceul Tehnologic Matei Basarab din Mănăstirea, Școala Gimnazială nr. 2 Sultana, Grădinița cu program prelungit Țara Copilăriei din municipiul Călăraș, Colegiul Economic din Călăraș, Liceul Danubius Călăraș, Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu, școala gimnazială numărul 1 Răzvan, școala gimnazială numărul 1 Curcani, grădinița cu program normal numărul 1 Curcani, grădinița cu program normal numărul 1 Curcani, școala primară numărul 2 Curcani și Colegiul Național Barbuștirbei din municipiul Călărași. Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și implicit schimbarea acestora în funcție de analiza situației epidemiologice efectuată de către Direcțiile de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructură și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Reamintim că, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rat a incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la mii de locuitori.